بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou video pe acest canal, la un nou episod de draft. Am început pe ultimul live să construiesc un draft, pentru că mi-a zis cineva în chat, bă, fă un draft că îți boostați și că primești super, super jucători. Am zis, fie mă, ce pot pierde? Și așa aveam un draft token și am zis să-l bag așa, la ruletă. Am luat parte din live, l-am tăiat, l-am inserat aici. Hai să vedem cum am construit draftul și după aia să-l jucăm. 5-3-2. 5-3-2 să fie. What the fuck? What the fuck, man? What the actually fuck? Ok, Chris, Alin. Ok. Bine zic, tu ce zici? O să mă duc pe Cryf, îți dai seama unde mi-l pune. Mi-l pune CF. Bun. Zaha. Talk back. Yes, nice, nice. But nice. Van de Beek. O să iau Merino ăsta. Poate îmi da acolo Varan Mendy. Mă duc pe Muchiele. Sau îmi dă Varan aici. Mulțumesc. Ok. Help me. Ferdinand sau Sergio Ramos. Tap soba. Hai, cineva, tap soba. Ferdinand e dus în 80 și... ...6, de fapt cred că o să fie cu 10 plus pentru 94 la pace. Ferdinand ar avea mai mult pace decât Ramos. Salutare, Florin, salutare. Și m-aș duce pe Ferdinand, că aș avea legătură mai strânsă, gen. Adică aș putea să aie tot ce pic aici CB sau un portar m-ar ajuta. Și e cu ancoră. Ceea ce îi dă pace, defending și physical. Deci îl duce... Da, dar pot să fac altceva. Da, adică pot să jonglez un pic mai frumos. Cum eu mai am aici, eu mai am nevoie aici de încă un CB. Vezi? Mi-o să mai vin aici un CB care trebuie să se lege și cu Ramos, și dacă nu se leagă,
Iar Ferdinand nu e atât de departe de Ramos. Nu are shooting, dar nu trebuie să ajung cu fundașii acolo. Sus. Deci, cred că cel mai ok Ferdinand în situația asta. As I said, pot să iau Smalling acum. Care zic că Smalling e insane. Nici că Navarro n-arată rău. Da, clar Smalling în situația asta. Vezi? Dacă luam Ramos acolo... Teo! Nice. Și pot să fac asta. De fapt, e excelent cum a picat totul. What the fuck? Să iau Soria. Man, ce draft insane, what the fuck. Pușcaș, wow, what? Păcat că stă în 3 dacă îl pun aici. Da, mai vedem până un altă. What the fuck, mate? Bă, cred că ori bustat. Mamă, ce e aici? Cred că ori bustat drafturile și îți pică acum insane în draft. Cred că ori bustat. Ricky Puick. Nu mă interesează nimic de aici, o să iau Dembele ăsta random. Ok. O să iau Tyson. Și stai să-l pun apoi pe ăsta aici. Doamne, Pușcaș, Crive, man, ce atac, du-te dracu. Mariano. Nu-mi dezvăresc că nu-mi dă un cămu. Carincha, wow, lol. Zizu! What the actually fuck just happened here?
Mamă, ce draft ești prost. O listă random. Toată lumea e în 10, în pula mea. Hai, dăm și un portar bun. Nu vrei. A, Pope. Ok, Pope să fie. O echipă senzațională. Pușcaș, Cruyff, Zidane, Ferdinand, Varane, acest Smalling, Pope în poartă. Mai avem pe bancă și un Zaha, un Garincha și un Morales. Absolut nu pot să-mi dau seama unde aș putea să-i joc pe toți. Nu am un închizător chiar atât de bun, este doar Van de Beek aici. Și nu am nici pe bancă ceva ce aș putea să pun în locul lui. Asta ar fi un minus, și un pic Mukiele ăsta, dar e ok, e decent. Eu zic să începem și să luăm primul adversar la trântă, să ne luăm cu primul adversar la bătaie. Super echipă și el. Messi, Cruyff, Ronaldinho, Campbell, Ferdinand, ăla cred că e Zambrota, avem Chiellini și Kulusevski, Neuer și Jordi Alba în poartă, plus Paulinho. S-a dat drumul la draft, băieți. S-a dat drumul la nouă. Ar trebui acolo să fac, să cer liber aia. Prea târziu am reacționat. Uf! Bun, Cruyff, Puskás, ușor pentru Cruyff. Nu! Și-am dat drumul la sprint. Oh, come on! Bă, da, am respins mingea aia de 3 ori. Bine, Varan, foarte bine, Varan. Fuh, cum am ratat cu Cruyff acolo. Am schimbat unghiul brusc și negândit. Ba. Da, men, da, e total ok, da. Bă, cum o prins-o, ești nesimțit. Pot să cred că am reușit să o fac în poartă. Păi, nu a ajuns, e serios. A avut Neuer mai mare viteză din poartă pentru mingea aia. Bă, na, măcar nu s-a terminat sec 3-0, ce pot să spun mai mult de atât. Paie, nu știu, nici nu mai îmi bat capul, nici nu mai știu de când n-am mai reușit victorii în draft și oricum ăsta e norocul meu. Când ies să filmez ceva, când ies să fac un episod, pică prost, joc prost, se întâmplă ceva nasol, încât să nu câștig, încât să nu reușesc să fac figură bună. Dacă nu înregistrez, sunt pe aproape, pe acolo, joc mult mai bine, am faze spectaculoase. Așa am reușit două goluri, unul din penalti și unul, nu știu, random venit.
Nu mi s-a părut că a jucat adversarul incredibil de mai bine decât mine, ca să zic așa. A fost bun pe anumit. Se apăra bine. Se apăra bine și n-am putut să-l desfac. N-am înțeles de ce nu mi s-au mișcat nici jucătorii exact cum am crezut că o să se miște și exact cum mi-am dorit. Dar, na, aia e. Îmi pare bine totuși că am jucat cu Cryf, am jucat cu Pușcaș. E ok. Per total, e un draft reușit, chiar dacă n-am reușit să-l câștig. Până data viitoare, așa din compasiune, hai pe Instagram să-mi dai un follow, facem 1200 de followers, apasă aici pe butonul de subscribe, aproape suntem la 1400, suntem la 1386, cam așa eram ultima dată, și apasă pe butonul de like dacă vrei să mă susții. Și nu uitați, până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.